La Liceul Agricol Tudor Vladimirescu din Șimian au fost achiziționate noi utilaje agricole pentru ca elevii de aici să învețe să le utilizeze. Cu banii primiți de la Ministerul Agriculturii s-au cumpărat un tractor și o remorcă. Elevii sunt încântați de noile achiziții, mai ales că tractoarele pe care au învățat până acum funcționau mai greu. Elevii Liceului Agricol Tudor Vladimirescu din Șimian învățau să conducă tractorul cu ajutorul unor utilaje mai vechi, ce funcționau greoi. Reprezentanții liceului au reușit să achiziționeze utilaje agricole noi, care să le ușureze procesul de învățare elevilor. În iunie 2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a semnat un protocol cu Ministerul Învățământului, prin care fostele licee agricole să fie cu dublă subordonare, învățământ și agricultură. Cei de la Ministerul Agriculturii ne finanțează cu baza materială. În 2020 am primit o sumă de 170.000 lei, bani cu care am achiziționat tractorul și remorca. Ne aflăm în curtea Liceului Tehnologic Tudor Vladimirescu din Șimian, unde elevii clasei a 11-a, calificare profesională mecanic agricol, deci o clasă de învățământ profesional, își efectuează ore de conducere a automobilului și tractorului prevăzute în planul de învățământ în număr de 60 cu noul tractor pe care școala noastră l-a achiziționat în urma unui protocol încheiat cu Ministerul Agriculturii. Elevii care învață să conducă utilaje agricole sunt bucuroși că au un tractor nou, pentru că cele vechi erau greu de utilizat. E mai bine acum cu noul tractor? Da, este mai bine. Este mai bine dotat și funcționează mai bine. Cum faceți cu orele? Decât joia și vinerea, când avem ore de practică. Era greu să lucrezi înainte cu vechile tractoare? Era mai greu, dar acum cu noul tractor care îl avem este foarte bun, mai multe opțiuni și na, ne descurcăm foarte bine cu el. Ești bucuros că poți învăța pe un tractor nou-nouț să conduci? Da. Câte ore îți petreci tu pe acest tractor învățând? Pe acest tractor joia și vinerea, când avem practica și ne ia să facem conducerea. Era mai greu să conduci pe cele vechi? Da, era foarte greu. Utilajul este de 90 de cai putere, de proveniență indiană. E dotat ultimele standarduri, cu aer condiționat, deci tehnologie de ultima oră. Este 4x4, e foarte fiabil și ușor de condus și are performanțe extraordinare comparativ cu vechile noastre utilaje care le aveam în curtea școlii. Reprezentanții liceului speră ca în scurt timp să poată face noi achiziții care să înnoiască parcul auto folosit de către elevi pentru a deprinde abilitatea de a conduce utilaje agricole.